Bună ziua, dragi creștini și Doamne ajută! Astăzi vom vorbi din scrierile Sfântului Ioan Gură de Aur, texte alese. Când dăruim, primim. Acest lucru mai cu seamă înseamnă a disprețui banii. Acest lucru înseamnă a-L hrăni cu adevărat pe Hristos. Când faci acest lucru, lipsit de trufie și egoism, când dai, ca și când ți-ai face bineție mai mult decât aceluia care primește. Fiindcă dacă nu consideri că mai mult primești decât dai, mai bine să nu mai dai. Să nu consideri milostenia a fi cheltuială, ci agoniseală, nici risipă, ci câștig, fiindcă mai multe primești decât cele pe care le dai. Dai pâine și ei înapoi viață veșnică. Dai haine și primești și veș veșmântul ne stricăciunii, dă post și primești împărăția cerească. Dăruiești pe cele care se distrug și le primești pe cele care rămân veșnice. Pe bogat nu-l ajută nici aurul, nici hainele, nici banii, ci milostenia. Orice fel de bun avem, trebuie să-l dăruim fraților noștri și să-l oferim tuturor. Și să nu-l ascundem, fiindcă atunci când îl dăm celorlalți, atunci ajungem mai bogați. Atunci când la câștig îi facem părtași pe mulți, atunci ne înmulțim averea. Bogat nu este cel care are multe, ci cel care dă multe. Să nu credem, deci, că averea noastră se împuținează atunci când facem ilostenie, fiindcă nu se micșorează, ci crește. Nu se cheltuiește, ci se înmulțește, iar acest lucru este un fel de afacere și de spor. De aceea, sămânța se mai numește și milostenia, fiindcă acest lucru nu înseamnă risipă, ci câștig. Milostenia nu a fost lăsată în favoarea celor care primesc, ci în favoarea celor care dăruiesc, fiindcă, într-adevăr, aceia sunt cei care se folosesc foarte mult. Dacă cineva mai înainte nu s-a dăruit în acest fel pe sine, și anume ca și când ar primi decât ar lua, ca și când ar câștiga nemăsurat, ca și când i s-ar face bine în loc de a face bine el, atunci mai bine să nu dea milostenie. Dacă dăruiește crezând că i face o favoare celui căruia îi dă, atunci este mai bine să nu facă milostenie. Dacă ați ști că voi aveți mai mult de câștigat decât aceea, atunci să știți că răsplata voastră ajunge să fie și mai mare. Fiindcă acelora li se hrănește trupul, în schimb vouă vi se răsplătește sufletul. Acelora nu le este iertat nici păcat atunci când primesc milostenie. În schimb, vouă vă sunt înlăturate multe dintre piedici. De aceea Dumnezeu ți-a poruncit ca acestea să le dai celuilalt. Pentru ca tu să le ai. Deoarece, cât le deții singur, nici tu nu poți fi cel care le are. Însă atunci când le dai celuilalt, atunci și tu ești cel care ai primit. Oare ce ar fi putut să existe egal cu această dragoste? Acesta și-a vărsat sângele pentru binele dușmanilor în timp ce noi nici bani nu dăm pentru binele binefăcătorului nostru. Acesta și-a vărsat propriul sânge în timp ce noi nu dăm nici măcar bani care nu sunt ai noștri, mai înainte de noi acesta, în timp ce noi după el. Acesta pentru mântuirea noastră, în timp ce noi nici măcar pentru propriul folos, fiindcă nu acesta îi se întâmplă vreun lucru reieșit din iubirea noastră de oameni ci întreg câștigul ne revine nou. De aceea și noi avem poruncă să dăm aceste lucruri, pentru a nu le pierde. Atunci vei avea aceste lucruri când le dai altora. Cu cât le ții pentru tine, cu atât nu le vei avea, deoarece casa este visteria necredinciosului. În timp ce visteria cea mai sigură sunt mâinile săracilor. De ce ți este frică? Nu cumva îți cheltuiești banii tăi? Atunci când faci milostenie, fă deci milostenie și exact atunci nu se vor cheltui. Și bineînțeles, cel mai mare lucru nu este că nu se vor cheltui, ci adaos mai mare vor primi. Din acel moment, ce vor fi depuși în bunătățile cele cerești, însă acest lucru nu îl spune la început, ci îl adaugă pe urmă. Săracii sunt doctorii sufletelor noastre, binefăcători și ocrotitorii noștri, fiindcă nu dai atât de mult, ci cât primești. Dai bani și primești împărăția cerurilor. Îmblânzești sărăcia și te împrietenești cu Domnul. Vezi că răsplata nu este egală. Acestea se pierd. În schimb, acelea rămân. Acestea se distrug. Acelea însă nu pățesc nicio stricăciune, din acest motiv și părinții noștri i-au adus pe săraci la ușile bisericilor pentru ca chipul lor să amintească milostenia și celui indiferent, dar și celui inuman. Nu face bine cel care înfăptuiește binele, ci se face bine sau nu, chiar mai mult, îi se face mai mult bine decât face el bine altuia. Așa rămâne în plus care se face din predispoziție, exact așa cum cel care crede că face bine a pierdut totul. Tot așa este și cel care crede că îi se face bine, a primit mai mult decât s-a așteptat. Ești dator cu mai multă recunoștință săracului pentru cele pe care le-ai primit. Dacă nu existau săraci, nu ai fi putut să te lepezi de cele mai multe dintre păcatele tale. Acestea sunt doctorii rănilor tale. Mâinile lor îți dau leacul de vindecare. Doctorul nu-ți poate da vindecare întinzând mâinile cu leacul, așa cum poate săracul. Întunzându-ți mâna și luând de la tine cele pe care le dăruiești, este spălarea răutăților tale. Ai dat bani și au plecat de la tine și păcatele. Lui Dumnezeu îi ești dator și nu oamenilor. Îți înmulțești bogăția și nu o micșorezi. O micșorez în cazul în care o modifici și dacă nu o dai săracilor. Amin. Doamne ajută să rămânem oameni și să... Pace tuturor!